Lewis Hamilton a câștigat Marele Premiu al Austriei după un duel cu scântei câștigat în ultimul tur în fața coechipierului de la Mercedes, Nico Rosberg. Germanul s-a ales cu eleronul din față avariat în urma crosajului și a ratat și podiumul, fiind devansat de către Verstappen și Raikkonen. Plecat din pole position, Hamilton s-a distanțat rapid, mai ales că Jenson Button, cel care a luat startul al treilea, a reușit să-i țină în spatele său pentru câteva tururi pe Kimi Raikkonen și ceilalți piloți cu monoposturi mai rapide decât McLarenul britanicului. Punctul culminant al cursei a fost în turul al 27-lea, când safety car-ul a intrat pe circuit în urma accidentului lui Sebastian Vettel, cel care a intrat cu Ferrari-ul său în barierele de pe marginea pistei, după ce i-a explodat pneul dreaptă-spate. În perioada în care mașina de siguranță s-a aflat pe circuit, piloții au trecut pe la boxe, iar după ieșirea SC-ului de pe pistă, clasamentul a fost modificat în totalitate. După ce mașinile Mercedes au intrat la standuri, Verstappen a trecut primul în fața lui Rosberg și Hamilton. În scurt timp însă, germanul a revenit pe primul loc, în timp ce Raikkonen a trecut de Ricciardo. În ultimele 10 tururi, Hamilton l-a devansat și el pe Verstappen, care avea să fie ajuns apoi și de Kimi. În ultimul tur, Hamilton și Rosberg au fost aproape să ofere o scenă asemănătoare cu cea din primul tur al cursei din Spania, de acum o lună și jumătate, când cei doi s-au eliminat reciproc din cursă. Acum însă ambii au încheiat, Hamilton reușind chiar să câștige și să reducă din distanța față de colegul său. În acest moment, Rosberg are 153 de puncte în clasamentul general, cu 11 mai multe decât britanicul. Pe locul al treilea se află, la egalitate, piloții Ferrari, Vettel și Raikkonen, cu 96 de puncte.